circulă în mijlocul nostru. Și orice introducere sau prezentare al părintelor ar fi de prisos, pentru că mă uit și pe mulți, nu că nu vă cunosc, dar nu v-am mai văzut, nu sunteți de la Sfânt Comunitate, cei care ați venit să vă îmbogățiți, atât cei de acasă, cât și cei de departe. Rugăm pe părintele să ne bucure inimile cu un cuvânt, mai multe cuvinte care să ne hrănească în această perioadă. Când a spus părintele adineaur despre drama noastră a celor din Rutul, l-am plimbat așa pe străzile magnifice ale orașului nostru și nu numai în Rutul, dar și în alte părți, trăim de multe ori o sărăcie spirituală. Așadar, părinte, vă rugăm să ne împărtășiți cuvânt care să ne întărească. Mulțumesc foarte mult. O să-mi cer voie să stau jos, că mi-am schimbat roata dreaptă față prin vară și încă nu e desăvârșit vulcanizată. Și ca să nu am probleme, am să vă rog să-mi îngăduiți să vorbim de la nivelul acesta la care ar trebui să vorbim cam tot timpul, stând împreună de povești și de vorbă, pentru că până la urmă, toată taina aceasta împreună trăirii noastre cu, în biserică, e o taină a poveștii despre Hristos, o poveste adevărată, fără îndoială, care nu are încheiere în lumea aceasta și are încheiere în Împărăția lui Dumnezeu. Vreau să vă readuc aminte două dintre textele pe care le-ați auzit cântate în seara aceasta, care se și prefațează într-un fel gândul nostru despre patima Mântuitorului și despre divinia noastră, pentru că asta era ținta, deși eu îi șoptisem părintele mai înainte, că vreau să facem o conferință despre Paștele Crucii. Părintele a zis, stai părinte, că nici eu nu știu ce e aia. Și adevărul e că nici eu n-am știut că n-am stat mai atent la textul Triodului. Am văzut cartea asta a Triodului, care ne însoțește tot postul mare, o carte dragonă, în care avem toate cântările perioadei acesteia de la Fiul Risipitor până la risipirea într-o înviere a Mântuitorului, nu? Că învierea lui pe lume. E bine, textele din seara aceasta sunt acestea două. Astăzi Harul Duhului, Sfântului Duh pe noi ne-a adunat și toți luni crucea ta, zice, bine ești cuvântat cel ce vii în numele Domnului, osana celui dintr-o înălțime. Iar al doilea text spune așa. Îngropându-ne împreună cu tine prin botez, Hristoase Dumnezeul nostru, vieții celei fără de moarte ne-am învrednicit cu învierea ta și cântând grăim. Osana celui dintr-o înălțime, bine ești cuvântat cel ce vii în numele Domnului. De aceea, în fond, postul Paștelui s-a încheiat. Mâine după liturghie, postul Paștelui s-a încheiat. Au trecut 40 de zile. Biserica postește din cincizecime în cincizecime. Deci de unde ne-am pornit noi motoarele, cu lăsatul sec de carne, lăsatul sec de brânză, cu începutul rugăciunilor, au trecut deja 40 de zile. Dar Mântuitorul spune că postul nostru trebuie să prisosească, să fie mai mult decât al fariseilor și cărturarilor. Și de aceea, în chip cu totul binecuvântat, părinții bisericii au mai adăugat câteva zile. Care împreună, începând cu vecernia, cu denia de mâine seară, se chema în vechime Paștele Crucii. Perioada în care crucea Mântuitorului marca toate textele, toate întâlnirile, toată bogăția praznicului ce întâmpina învierea Mântuitorului Hristos. Și m-am gândit că e important să înțelegeți de ce diferență se face între patima Mântuitorului și patima noastră. Că la un moment dat mi-a spus unul dintre oamenii pe care îi cunoșteam, ce părinte, cum să nu fiu pătimaș, că și Domnul a pătimit. Și am zis, bă, una e patima ta de prost și altima patima lui de Dumnezeu. Adică există o taină care se ascunde în patima Mântuitorului, ce nu are nicio legătură cu păcatele pe care le facem noi, doar atât. Și lucru fundamental, că Hristos ne poartă și pe acestea pentru mântuire și pentru izbăvirea noastră din păcat. Dar la prima vedere pare că nu e nicio legătură. Ce legătură între curvia noastră și Hristos? Între micimea noastră sufletească și Hristos? Între minciunea noastră și Hristos? Între toate prostiile noastre adunate un sac grămadă și Mântuitorul Hristos? E bine, ca să ne vindece de ele, cu patima Lui a vindecat patimile noastre. Cu crucea Lui vindecă într-un fel sau altul crucea pe care noi socotim că o purtăm. Dar din ce El poartă crucea sa pentru noi, noi purtăm crucea noastră tot pentru noi. Adică pentru puțina noastră viață echilibrată, pentru puțina noastră viață și trăire, în adevăr, în viață și în cale, pe cale cu Hristos.
Ca să mă înțelegeți, observați că trăim într-o lume care din ce în ce mai mult îl atacă pe Hristos. Nu convine lumii în care trăim că Hristos e prezent în mijlocul ei. Deranjează. Dumnezeul nostru e Dumnezeu care deranjează. Ați remarcat că poți să-L închizi mai bine într-o biserică, să-L ții închis în sertar, să nu prea deranjezi pe nimeni publicând Scriptura, citind Scriptura, trăind Scriptura, adică mi-am adus aminte că în perioada când de-al doilea război mondial, o navă britanică, întâmplător britanică, nu zic acum cu răutate, ferească Dumnezeu, a trecut în Mediterană și la un moment dat s-a apropiat, se lasă noaptea și pe radarul acestei nave s-a arătat dintr-o dată o țintă. Și ăștia cum nu erau pe atunci SMS-uri și iPhone-uri la capitanii de navă, au început să semnalizeze, să zică, atențiune, sunteți în direcția noastră de deplasare, vă rugăm să vă depărtați 36 de grade dreapta, ne apropiem de voi cu viteza de 42 de noduri. Păi au spus, noi vă apropiați cu această viteză, noi nu putem da deoparte, dați-vă voi la o parte din drumul vostru. Ăsta spune, vă ordon, altfel vom deschide foc asupra voastră. Ăsta răspunde, nu pot să mă dau la o parte, voi trebuie să schimbați 20 de grade dreapta cursul, pentru că nu se poate să ne atacați. Ăsta, vă ordon, sunt capitanul navei, zice, pot să ordon cui vrei, sunt marinar de gradul 3. Zice, bine, dar sunt o navă a flotei Marii Britania, Royal Navy. Zice, foarte bine, eu sunt pasnicul farului. Era pasnicul farului. Adică, încercarea aceasta cu irasatelor de tot felul, darwinism, scientism, filozofie, amestec de religii și alte religii decât cele ale creștinismului, oricât de tare s-ar îndrepta către Hristos, Hristos tot timpul de pe țările zice, wake up, un pic mai încet, temperați-vă, eu sunt pasnicul farului. Trebuie să spun că Hristos e și farul și lumina ce iese din far și pasnicul farului. Asta e frumusețea. E bine, ce înseamnă despătimirea noastră în raport cu patima Mântuitorului Hristos? Înseamnă că, de fapt, Mântuitorul Hristos a venit să lumineze lumea, inclusiv păcatele noastre să le lumineze, ca noi să putem să le vedem și să le îndreptăm. M-am bucurat inițial, am zis că și-o fi căutând cana de apă, că e pentru băut. Dar acum vă dau seama că nu e așa. Gândiți-vă că în apa aceasta, dacă stinge lumina, nu se vede niciun fel de mizerie. O putem bea liniștiți. Dar dacă o lumină trece prin prisma apei, imediat toată mizeria din apă se vede și nu mai putem bea chiar în liniște. Bine, dacă o punem la microscop, nici pe asta care pare curată la prima vedere, doar că Hristos nu e microscopul nostru, e doar lumina care luminează apa. Nici și analistul nostru de apă. Și atunci, imaginea aceasta unei lumini care ne luminează ca oameni pentru a ne descoperi patimile, pentru a ne descoperi căderile, e rostul cel din tâi al întrupării Mântuitorului Hristos. Fără întruparea lui Hristos, toate patimile noastre ar fi fost patinele normalității. Oamenii care nu cred în Hristos, de exemplu. Oamenii care nu se... sau cred ei, dar așa cred mai greu. Se aliniază la Hristos cu ușurință, dar fără să schimbe nimic din viața lor. Ei nu schimbă patima lor, ucigând-o cu patima Mântuitorului, ci doar, într-un fel sau altul, cad de acord cu propria lor patimă. Încearcă așa un fel de negoț cu patima. Mai dai tu Hristoase, mai rasion, nu mai duc eu dreapta, tu te mai prefaci că nu mă vezi. Ori Hristos nu stă niciodată cu fața la perete. Nici în dormitoarele noastre, nici în familiile noastre, nici în biserică. Hristos nu stă cu spatele la noi. El ne vede. Dar nu spun asta ca să vă temeți ca niște copii care îi spune asta că te părăsc eu la bunica. Nu. În mod cert, prezența Lui este cea care luminează firea noastră umană și o face să se înțeleagă pe sine. Hristos Domnul s-a întrupat pentru ca firea omenească să se înțeleagă pe sine. Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbește așa de minunat că în întruparea Mântuitorului Hristos se refac niște rupturi din firea umană. Se reîmpacă omul cu Dumnezeu, se reîmpacă trupul cu sufletul, se reîmpacă pământul cu cerul. Are acolo mai multe definiții, dar cel mai important, spune el, este faptul că omul se împacă cu sine. Omul se împacă cu sine, adică îi se oferă șansa ca el să poată să descopere în întâlnirea cu Hristos motivația pentru ca să schimbe viața și motivația pentru ca să-și lege viața sa de viața împărăției care este veșnică. Aceasta este taina acestei despătimiri prin Mântuitorul Hristos a propriilor noastre pătimiri. E un mod de a vedea a fi tot timpul alături de noi. Sfântul Ambrozie, care era episcop la Milano, Mediolanum în vremea aceea, le spunea credincioșilor că pe sine toată viața bisericii, tot efortul nostru de a ne despătimi, nu este altceva decât o alergare. De altfel, noi la începutul triodului care cântăm la un moment dat, într-unul dintre texte, zice,
Astăzi s-a deschis stadionul, alergarea în stadionul virtuților. Stadionul nu era nici Wembley, nici cel de la Chelsea, deci nu era o chestie rotundă cu pistă care tot alergarea nu se termina. Stadionul era o distanță, că acum ar fi de aici un stadiu până în capăt, 1,5 mile, nu se pare. Un stadiu într-un parc, o parte se întoarce înapoi, se alerga într-o direcție și te întorceai pe aceeași, cu aceeași culoare pe care alergai. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune că cel ce nu aleargă după regulă, deci iese din direcția în care aleargă, l-accidentează pe celălalt și pierde trecerea. Trebuia să fii nu doar atent la direcția în care alergi, ci și la direcția în care te întorceai. Ochii, zice, ținte erau spre Hristos, zice Sfântul Apostol Pavel. E bine, ce spune Sfântul Ambrozie? Că alergarea aceasta noastră este motivată de faptul că Hristos aleargă alături de noi. Și când simțim că ne e greu, El zice, hai, ridică-te, poți, saltă, nu te teme, hai, hai! Nu-i niciun păcat în lumea aceasta pe care să nu fie un păcătos vindecat de păcatul acela, să nu fie vreunul care a biruit cu Hristos în galerie de dragul vieții veșnice. Hristos nu doar că aleargă cu noi de fiecare dată, dar ajuns la capăt, El e și premiul pentru care alergăm. El este și medalia pentru care alergăm. Și spune Sfântul Ambrozie așa de frumos, zice, și gândiți-vă bine, în toată alergarea aceasta avem și galerie. Icoanele, nu, de pe pereții bisericii, sfinții care sunt prezenți în biserică. E o galerie care ne însuflețește și ne strânge, ne zice tot timpul, ridică-te, poți! Nu-i patimă să nu poți birui. Și fiecare, cu patima lui, e prezent în prezent. Gândiți-vă la Sfânta Maria Egipteanca, ce a pomenit acum o săptămână. Gândiți-vă la tot ceea ce a însemnat scara Sfântului Ioan Scăraru, care vorbește despre această alergare, dar de data aceasta nu mai e un stadion, ci pe o scară, nu? Să alergi pe scări. E taina creștinismului de a alerga pe scări, dar de a fi cu un picior pe primul fuscei, pe prima treaptă a scării și pe ultima concomitent. Nu poți să fii sus dacă n-ai trecut și n-ai păstrat întregi și toate treptele celelalte asumate. Asta ne spune postul tot timpul. Nu e suficient doar să înțelegem că trebuie să nu mâncăm. Vă dați seama, eu sunt, cred că i-ar fi penibil să gândim că Hristos a venit să ne aducă nouă carte de mâncat. De ce soia să pierdem? Cum să punem soia? Cum să scoatem soia? Este penibil să gândim la biserică ca un acrozar, în care venim și cumpărăm roșii și sfeclă roșie și mai știu eu ce. Pentru că în mod cer, nu a mânca și a bea, sau a nu mânca și a nu bea, este sensul pe care mi-l propune tot textul acestei cărți a Triodului. Ci a mânca și a bea pe Hristos, adică a te împărtăși cu trupul și sângele lui Hristos, atât încât din trupul și sângele lui să faci alimentația cea mai de preț, alimentul cel mai de preț, nutriția cea mai de preț pe care poți să o îmbrățișezi cu sufletul și cu cugetul tău. E bine, toată taina aceasta ne învață ce înseamnă că patima Mântuitorului Hristos ne despătimește. Pentru că despătimirea noastră nu vine numai din faptul că înșirăm un șir de păcate, venim cu hârtiuța și începem, citim acolo un pomelnic de prostie omenească. Și în mod cert trebuie să înțelegem că Hristos este Cel care ne oferă nu doar dezlegarea propriu-zisă de păcate, ci și direcția de mers după ce ne dezlegăm de ele, ci iertarea absolută în raport cu unele dintre ele, pe care nu doar că le pocăiți, ce du-te și fă canonul tău, nu-i suficient să spunem asta, ci a face din viața ta o permanentă întoarcere dinspre patimă, spre despătimire, pentru ca niciodată patima aceasta să nu mai vieze, să nu mai fie ea viața ta. Știți cum ne dăm seama de acest lucru? Dacă atunci când am păcătuit cu o chestie gravă, nu stăm cumva în aducerea aminte de ea, nu ne îndulcim cu aducerea aminte de ea. Ea rămâne foarte gravă în contextul în care continuăm tot timpul să ne îndulcim, eu mă las acum de curvie, dar mamă, ce viață de curvar am avut, ce bine era acolo. Mă las de băut, dar ce bun e vinul, ce perfect e țigara, chiar dacă... Deci a trăi în moliciunea pe care o dă patima este împotriva iertării lui Hristos. E împotriva iertării lui Hristos care cere de la tine bărbăție în înfruntarea propriilor tale patimi. El îți spune crucea la îndemână ca să înțelegi până unde trebuie să te opui patimii. Până la sânge, până la moarte, de dragul despătimirii în desăvârșirea ta ca om. De aceea taina aceasta a patimii Mântuitorului pentru despătimirea noastră ne arată cât de important este Hristos în viața noastră. Este fundamental, îndrăznesc să spun că fără Hristos nu respirăm, n-avem aer, nu vedem, nu trăim, nu mișcăm. Degeaba ni se pare că ne mișcăm, dar nu ne mișcăm.
mișcăm. Degeaba ni se pare că respirăm, că nu respirăm. Când te lipsești de Hristos, te lipsești de fapt de sensul vieții tale, te lipsești de cel mai de preț dintre țintele pe care le poți apropia ca om în viața ta. Iar ținta pe care o propune Hristos nu e doar moartea și învierea noastră, ci așezarea de-a dreapta Tatălui. Adică ridicarea la slava din tâi pe care au pierdut-o părinții Adam și Eva în Rai. Sigur că le pot părea, pentru omul pătimaș, astfel de cuvinte pot părea povești. Dar pentru omul care trăiește în Duhul lui Dumnezeu și știe ce are de făcut, ele sunt, de fapt, strigătele de ajutor ale lui Dumnezeu pentru noi. El strigă de ajutor, după ajutor, de dragul de a ne vindeca, de a ne trezi la realitate, de a ne salva, de a ne chema la desăvârșita noastră împlinire întru El. Nu este ușor, fără îndoială că nu este ușor, de aceea și venit Hristos, că dacă era ușor, nu se mai întrupa. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, așa de minunat, într-una din omilirile acestei săptămâni, a patrilor. Spune la un moment dat că acolo, în Rai, a avut loc o logodnă între firea umană și firea divină. Dar firea umană a trădat firea divină, s-a rupt de ea, a rupt logodnă. Și atunci, firea divină a încercat să se ducă înapoi. A dat munții, a dat văi, a dat frumusețea Raiului, a dat firea umană chioară și atât. A început să-i facă munți, să-i dea soarele, lumină, clorofila în frunze. Firea umană, ca put ghemac, n-avea nicio treabă cu Dumnezeu. A trimis apostolii, a trimis pe toți prorocii săi, a trimis pe mari drepți ai Vechiului Testament. Firea umană nu reacționează. Trimite pe Ioan Botezătorul. Firea umană nimic. Și atunci Dumnezeu însuși trimite pe Fiul Său să se întrupeze pentru ca să recupereze firea umană și să o restaureze în propria sa fire. Știți, și patul lor de nuntă este crucea Golgotei. Realitirea firii umane de firea dumnezească în logodnă care se săvârșește pe patul de nuntă care este crucea Golgotei. De aceea zicem noi aici, toți luând crucea ta, zicem, toți luând crucea ta. Toți admițând că suntem mai crucii tale. A fost săptămâna trecută la Sighișoara și taina Sfântului Masul s-a săvârșit în mijlocul bisericii cu crucea mare din spate pusă în mijlocul bisericii. Așa e tradiția acolo, o cruce mare. Nu cea din spatele Sfintei Mese, ci o altă cruce mare. Și a spus credincioșilor, cea mai bună icoană a Harului Sfântului Masul. Din cruce ne izvorăște vindecarea. Din cruce ne izvorăște pacea. Din cruce ne izvorăște toată dorința aceasta de a ne miresma viața cu mireasma tainelor lui Dumnezeu.